Salutare, indieni! Mă simt mai bine, mersi de întrebare. În emisiunea de azi avem animale moarte, picturi în pixel și un joc de cărți combinat cu Heroes. Avem multe de văzut, așa că să trecem la treabă. Primul joc se numește Animal Gods și e, aș putea spune, un fel de variantă indie a unui film de artă. Nu e extraordinar ca gameplay, având vreo 3 mecanici. Eu i-am zis platformer cu răbdare. Nu există inamici care să te atace și, când o să mori, mai mult ca sigur că o să fie din vina ta, că te-ai grăbit. În schimb, stilul vizual este absolut fabulos. Culorile, formele și umbrele te fac să te simți într-un tablou de Picasso, în perioada aia în care făcea femei pătrate, bineînțeles. Despre poveste, ca să nu vă stric surpriza, o să vă zic doar că nu e extraordinar de clară și te lasă cu multe întrebări. Dacă explorezi toate colțurile hărții, vei găsi bucăți de jurnal care zic ceva de experimente pe oameni și un cult dubios. Nu îl recomand decât celor care vor o experiență relaxantă de joc, grafică interesantă și o poveste care te lasă cu mai multe întrebări decât răspunsuri. Deci, luați-l la reducere. Cine ar fi crezut că un joc în care numeri pătrățele și le umpli pe unele ca să refaci tablouri pixelate îmi va mânca 10 ore din viață, fără să-mi dau seama? Paint It Back e un joc care o să te țină lipit de calculator zile întregi, dacă ești genul care joacă sudoku din plăcere. Genul ăsta de puzzle se numește nonogramă și constă în umplerea de pătrățele conform cifrelor de pe margine. Pe măsură ce umpli pătrățele, se formează un tablou din pixeli. În unele cazuri, chiar te poți folosi de tema tabloului ca să ghicești unde ar fi spații și unde ar putea fi pătrățele hașurate. De exemplu, dacă vrei să faci un picior, e normal ca el să aibă o talpă. Deci poți ghici pe unde ar veni asta pentru a completa un pic mai mult. Dar te sfătuiesc să nu ghicești de prea multe ori, pentru că o greșeală la început e din ce în ce mai greu să fie detectată pe măsură ce treci mai departe. Recomand acest joc celor pasionați de puzzle-uri. O să vă țină ocupați o grămadă de timp. Te-ai întrebat vreodată cum ar arăta luptele din Heroes dacă ar fi bazate pe cărți de joc? Ei bine, Ancestory încearcă să răspundă la această întrebare. Îți faci un deck cu minion și speluri și încerci să controlezi harta. Îți folosești mana să spawnezi soldați sau să distrugi inamici cu meteorit sau fulgere. Scopul final este să controlezi totemuri de pe hartă care îți dau puncte la fiecare turn, un fel de Dominion din League of Legends. Ce mi-a plăcut e că de la început, cu cât de puține cărți aveam, tot puteam să-mi fac un deck cât de cât ok. Strategiile sunt destul de variate. De la un deck bazat pe minioni, în care încerci să ai cât mai mulți soldați pe hartă cu care să protejezi totemurile, până la unul bazat pe upgradatul soldaților pe care i-ai, dându-le mai mult atac sau distanță de mișcare și bazându-te pe capturatul totemurilor cât mai repede, ca să începi să strângi puncte mai multe. Din nefericire, fiind bazat pe multiplayer, succesul depinde de numărul de jucători. Eu am încercat să joc un match, dar după vreo 10 minute de așteptare tot n-am găsit vreun adversar. De asta, cred că ar fi fost o idee mai bună să lanseze jocul pe modelul Hearthstone și să se bazeze pe cumpărat deck-uri ca să-și scoată banii. În acest moment nu poți să te antrenezi decât cu boți, Ancestory neavând campanie. Sper ca pe viitor să fie mai popular, dar acum nu pot să recomand un joc în care principalul mod nu poate fi încercat. At last, the ancestors can find peace. Jocul gratis din această emisiune este un roman vizual cu tema eSports. Mai precis, experiențele unui jucător străin care încearcă să ajungă celebru pe scena StarCraft 2 din Coreea. Nu prea ai multe alegeri, dar cele pe care le ai vor influența sfârșitul jocului. Pentru cei interesați de zona de pro-gaming și eSports și chiar și pentru noobi, povestea e destul de mișto și o să vă țină ocupați vreo 3 ore. Oricum, e moca, deci n-aveți ce pierde în afară de puțin timp. Anyways, I'll see you later. Thanks again. Good luck, Timmy, and try not to get the bad ending. Ia uite, iar dăm jocuri. Am văzut la ce vă pricepeți, vă felicit pentru numărul de comentarii. Apropo, nu aveți mai multe șanse când comentați de mai multe ori, ca să nu mai spamăm aiurea. Deci, câștigătorul este TDavid12, care zice că nici în viața reală nu ia 10. TDavid, nu-ți pierde speranța, eu cred în tine, sigur prinzi vreun 10 la sport, desen sau educație civică. Toată lumea te susține. Între timp, te poți juca Fez, no pressure. Concurs! Săptămâna asta puteți câștiga chiar un joc prezentat în această emisiune, și anume Paint It Back. Pentru a vă înscrie în concurs, comentați mai jos cu răspunsul la următoarea întrebare. Ați învățat vreodată ceva dintr-un joc? Și dacă da, ce? Câștigătorul o să fie ales random de programul nostru super avansat. Și țineți minte, mai multe comentarii nu înseamnă mai multe șanse de câștig, ci invers. Emisiunea se termină. Ne auzim în comentarii. Spor la joacă! A, era să uit. Fuck Phil Fish!